Dacă UDMR-ul va vota alături de putere, moțiunea de cenzură a opoziției pentru demiterea guvernului Dăncilă nu are șanse să treacă, susține liderul PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican. Buican crede însă că senatorii și deputații UDMR nu se gândesc doar la interesul propriu, ci uneori se mai gândesc și la interesele României. Matematic, dacă UDMR-ul va vota alături de putere, moțiunea nu are șanse să treacă. Poate că colegii noștri de la UDMR vor înțelege că nu putem continua așa, mai ales că începând de la 1 ianuarie vom fi undeva în conducerea Uniunii Europene și trebuie să punem acolo profesioniști, acei oameni pe care noi i-am premiat în această seară. Eu cred, până în ultimul moment, că și colegii noștri din UDMR nu se gândesc doar la interesul propriu, ci uneori se mai gândesc și la interesele României. Totul depinde de votul deputaților și senatorilor maghiari. Cu siguranță ei vor decide dacă moțiunea trece sau pică. Moțiunea de cenzură intitulată Ajunge guvernul Dragnea Dăncilă rușinea României, inițiată de 163 de parlamentari PNL, USR și PMP, va fi dezbătută și votată joi 20 decembrie în ședința comună a celor două camere ale Parlamentului.